Să ne asculte. Și de ce ne ascultă? Ca să ne lasă repetenți. Șapte trebuie să rămână repetenți pentru că în clasa de sus nu încapă decât 60. De la Crăciun încoace mă simt, nu știu cum, mă simt atât de... Uite să vă ia dracu de n-ar fi data asta și face băgatul și așa ca la toată. Lasă astea! Să vorbim despre altceva. Doamne, s-a întunecat atât de tare. Nu-ți mai vezi nici mâna în fața ochilor. Tu unde ești? Merge-o! M-am gândit și eu acum câteva zile. Mi se pare totuși un sentiment adânc înrădăcinat în natura omenească.
celui mai bun prieten, a? N-ai să o faci dacă nu face și el în același timp. Era te mai mult sau mai puțin o chestie de modă. Da, eu m-aș fi gândit. Când o să am copii, de mici am să lasă doarmă împreună. Băieții și fetele în aceeași încăpere. Ba chiar și în același pat. Eu cred că dacă ar crește așa împreună, mai târziu o să fie mai puțin frământați decât suntem noi. Nu se pune să întrebare ce se va întâmpla dacă... Fetelor să facă copii, da? Cum adică să facă copii? Eu cred într-un anume instinct. Eu cred că dacă ghiți de mici o pisică și un cotoi și ferește orice legătură cu lumea de afară, adică el așa mai în voie instinctului lor, mai devreme sau mai târziu pisica o să fete. Deși nici ea, nici cotoiul n-aveau exemple care să le deschidă ochii. În fond, asta cred că se întâmplă doar la animale. Iar eu cred că la oameni cu atât mai mult. Așa că vezi, Moris, dacă copiii tăi dorm în același pat cu fetele și simt pe neașteptate primele porniri, bă, uite, pun prinsoare cu oricine că... Puteam să ai dreptate, totul. Și același lucru s-ar întâmpla cu fetele la vârsta respectivă. Bineînțeles. De noi s-o știm precis, totuși de presupus, nu? Ergă! Da? O întrebare, va! Da, dar ai să-mi răspunzi? Hai, dar sigur că îți răspund. Sincer? De cum? Ai terminat compunerea? Hai, dar mă, ia ține m-am dinț, mă. Aici nu ne vede și nu ne aude nimeni, mă. Tu l-ai simțit? Ce adică? O, cum îmi spuneai? Pornirile alea. O, sigur că da, mă. Și eu, mă, și eu! Eu de mult. E aproape o mare. Mă, parcă m-a drăznit! Ai lăsat ceva? Da! Dar foarte scurt. Sunt picioare, multe picioare, cu ciorapi albaștri, lungi, ca o scară. Ca să fiu sincer, i-am văzut așa, ca prin ceață. Dacă ai ști, prin ce am trecut de atunci, din noaptea aceea,
Eu nu pot să vorbesc pe tulburare despre procreație. Te rog. Strică totul în scris. Și ascunde-le dintre cărțile mele, aș ca cadrul în întâmplare. Dacă e neapărat necesar, pot să faci și câteva desene. Așa din ala, pe margine. Ești ca o fată! Ca o fată ești! Vede cum e tu! Oricum, pentru mine e o ocupație foarte interesantă! Mauriț! Da! Ai văzut vreodată o fată? Da, sigur că am văzut! Da! Da, poate? Da. Și până jos! Atunci nu o să mai fie nevoie de desene! Ia-te-o! Vă rog, din pașa! Muzeu de Antonie Lai. Mama se roagă în fiecare seară cu noi.
lăsat în cancelare. În cancelare? Mi-a dat ora de la spine. Și a dins și tu ultimul din clasă. Pe coridor când a dat tot și l-a văzut cum a deschis. Va fi la... Probabil că directorul a închis o cheia. Sau poate că are sperat. Cea mai fericit din clasă a făcut o duminică de arest. Da, și cu observație în catalog. Dacă nu îți pare, oricum din cauza notelor. Thank you.
Pământul mai e cald, dar a bătut soarele toată dimineața. Pedro! De câteva săptămâni vreau să te întreb ceva. Da. Înainte de 5 trebuie să fiu acasă. Mergem împreună. Îți duc eu coșul și te-am prins stejăriș. 10 minute suntem acolo. Tu stai cocat așa cu mine sub cap. Îți vin cele mai strani. Deci mâncare și haine și bani. O faci că vrei tu sau că te trimite mama? De cele mai multe ori mă trimite mama. Sunt lucrători săraci care au mulțime de copii. De multe ori nu găsesc de lucru, n-au ce mânca, tremură de frig. Am mai avem tot felul de lucruri vechi prin gloapă și sertare cu care n-avem ce face. De ce mă trebuie? Când te trimite mama, te duci cu sau fără plăcere? Îmi place chiar foarte mult! Ce întrebare! Dar copiii sunt murdari, femeile murdari, locuințele pline de murdărie. Te urăsc pentru că tu nu muncești ca ei. Nu e adevărat. Dacă ar fi adevărat, de-abia m-aș duce. De ce de-abia te duce? Uite așa, de-abia m-aș duce. I-aș ajuta cu și mai multă plăcere. Atunci, pentru plăcerea ta, ai ajut pe oamenii ăștia săraci. Păi ajut, pentru că sunt săraci. Dar dacă nu ți-ar face plăcere, nu i-ar ajuta. Ce sunt de mine dacă îmi face plăcere? Vrei să te intri și în rai pentru asta. Va să zic că se adeverește ceea ce mă frământă de o lună de zile. Prin urmare, un zgârcit nu este vinovat pentru că nu ajută copiii bolnavi și săraci, ci pentru că nu simte nicio plăcere de a te ajuta. O, sunt sigură că ție te-ar face cea mai mare plăcere. Și pentru asta trebuie să îndure flăcările iadului. Am să scriu o disertație pe tema asta și am să o trimit domnului pastor. Ele de vină, mă! Cere tot îndrugă despre bucuria jertfei de sine. Dacă nu poate să-mi răspundă, nu mai merg la orele de religie. Și nu o să mă mai duc nici la confirmare. De ce vrei să-i superi pe părinți? Nu există jertfire de sine. Nu există altruism. Îi văd pe cei buni cum se bucură de bunătate în inimii lor. Îi văd pe cei răi trămâni și cămâni și dorea pe tine pentru a berba înscuturându-ți buclele și râzând. Eu devin grav și serios ca un proscris. Ai zis atunci să te ai culcat de iarbă? Răstit, da. Cu ochii deschiși. Că era o cerșetoare săracă, săracă. Și că mă trimitea de la 5 dimineața pe stradă. Și că trebuia să stau toată ziua în ploaie și furtună. Și să cerșez de la oameni răi, cu inima aspră. Și când veneam seara acasă și tremuram de foame și de frig și n-aduceam atâția bani cât-ți voia tata. Lasă-ne! Cunosc astea! Ți-a rămas de la poveștile tâmpite pentru copii. Crede-mă că nu există oameni atât de brutali. O, ba da, mă, e fiortenșel! Pe Marta vei să o bate seara de seara, ca două zi se vădunci pe piele. Cât trebuie să mai sufere, te ia cu frică când îți povestește. E groaznic de milă de ea. De multe ori plâng cu capul în pernă și mă tot gândesc cum aș putea să o ajut. Uite, aș dori să fiu 8 zile în locul ei. Tatăl ei ar trebui să fie reclamat și dat în judecată. Și s-ar lua copilul. Melchior, eu n-am fost bătută în viața mea. Nici o singură dată. Nici nu pot închipui cum este când te bate cineva. E, încercat să mă bat singură. Dar să descoper ce simt. Eu cred că un copil nu devine mai bun dacă îl bați. Cum adică să te-ai bătut? Cum? Ai, dacă ai bătut? Cum e acasă, de exemplu? Ce subțire e? Și ce mare? Cu asta îți dă sângele. Tu
ultima era. Să-i spremă mine și dispară pe lumea. Par să ține sfat sub bota ca asta. Nu vrei să cobrăm el? Să vedem ce. Haide. Fuzișul. Fuzișul s-o pește neîncetat. Ca bunica mea, când povestea bazmă reginei fără cap. Asta. Asta era o regină nemaipomenit de frumoasă. Frumoasă ca soarele, frumoasă ca toate fetele din țara aceea. Putea să bea, putea să râdă, să vadă și nici să se sărute cu sfetnici. Să înțelegea, ai cu mâinile ei mici și gingăși. Piciorușule, după ea declarații de război și condamnă la moarte. Dau atât de aprins între ele, că niciunul n-a ajungea să spune ce are de spus. Nu, asta să nu faceți, domnule Stifel. Trebuie să vă menajați.
și am sănătatea dumneavoastră. Școala nu înlocuiește sănătatea. Schimbări dragene, bunicești, în aer liber. La vârsta voastră este mai important decât să vorbești corect limba literară. Da, o să mă plâng. Vreți de fapt. Cum de nu m-a trecut prin minte, dar oricum lecțiile scrise trebuie să le fac acasă. Nu lecțiile scrise le faci la mine. E mai ușor pentru amândoi. Mamă! Știi că Max von Trenck avea febră tifoidă? Azi la școala Hans-Kilov i-a spus domnului director că Trenck a murit și că el a fost de față. Iar domnul director i-a spus așa... A, dumneata, săptămâna trecută nu trebuia să ai două ore de arest? Uită biletul de vizier, fă-n așa fel ca să lămurim odată treaba asta. Toată clasa o să ia parte la funerarii. Hai, stătea ca prăznic. Ce carte ai citit, Melchior? Faust. Și ai citit-o toată? Suntem tocmai la laftă, va curgi. Nu fac astăzi. Eu, în locul tău, aș mai fi așteptat un an, doi cu cititul ei. Mama, era am citit nici o carte, în care se nu de să te dea lucruri frumoase. De ce să mă citesc? Pentru că n-ai cum să înțelegi. Mama, nu ai lumea. Știu, simt foarte bine că nu sunt în stare să pătrund opera în toate mereția ei. Citim totdeauna! Te ajut extraordinar să înțelegi. N-aș fi citit-o încă cu mai mult sânge rece. Nu, în această obscenitate este valoarea capodoperii. Chiar dacă Faust pe gădoia unei fete să o ia de soție, în ochii mei n-ar fi fost cu nimic mai puțin vinovat. În ce mă privește Margareta, n-avea decât să moare cu inimă grea. Când observi că toți nu văd decât asta și asta, ai fi în stare să crezi că toată lumea se învârte în jurul unui singur subiect. Împerecherea! Melchior! Melchior! Crede-mă, Melchior! Este mai plăcut să suporți o nedreptate decât să faci o nedreptate, să înduri o asemenea blândă nedreptate, mi se pare a fi supremă forma fericirii pământești. Nu vreau să capăt fericire ca și cum mi s-ar da de pomană! De ce nu? Nu vreau să capăt nimic fără de luptă! Așa că poate nu-mi ia asta plăcere! Asta apucă potirul corectar, peste care nicio suflare pământeană nu poate încă să vie. Și soarele la cum mă văd taia de făcă. În schimb, mine pe care o simte bărbatul, închipuiește-ți-o cum vrei, dar păstrează-o pentru tine. Mie nu-mi place să-mi închipui!